În cadrul Inspectoratului de Poliția Județului Prahova, la acest moment facem recrutare pentru Școala de Agenții Vasile Lascăr Câmpina. Sunt începute de pe data de 18 octombrie. S-au deschis admiterea, de fapt, pentru 1340 de locuri în această unitate de învățământ. Așteptăm candidații să vină la noi, pentru că noi recrutăm cu dosarul și pe parcurs toate celelalte probe de concurs, evident. Sunt multe persoane interesate să ocupe o funcție de polițist? Da, se pare că da. Deja de o jumătate de oră de când suntem aici au venit persoane care s-au interesat, au venit chiar direct, știau că suntem aici și au venit să se intereseze ce trebuie să facă. Au venit chiar și candidați care au spus că au primit răspuns înapoi că nu este ceva în regulă și am explicat că trebuie să depună toate documentele necesare. Chiar și părinți care au vrut să pună întrebări pentru copiii lor care sunt în clasa 11-a.